Decalajul salarial actual între bărbați și femei va putea fi eliminat în mai mult de 7 decenii dacă ritmul actual de reducere a diferențelor se va menține, a avertizat luni 7 martie Organizația Internațională a Muncii într-un raport publicat înainte a Zilei Internaționale a Femeii, sărbătorită pe 8 martie. În prezent, femeile câștigă cu 23% mai puțin decât bărbații, în condițiile în care, la nivel mondial, 46% dintre femei au un loc de muncă față de 72% dintre bărbați. Acest decalaj s-a redus cu numai 0,6% puncte procentuale în ultimii 20 de ani. Întrucât femeile petrec mai mult timp decât bărbații cu activitățile din gospodărie și creșterea copiilor, multe dintre ele nu pot lucra cu normă întreagă, rezultatul fiind câștiguri mai reduse, se spune în raport. Acești factori plus faptul că multe femei au locuri de muncă inferioare sau informale determină o accentuare a decalajelor de gen la vârste mai înaintate. În prezent, în lume, circa 200 de milioane de femei vârstnice trăiesc fără un venit regulat din pensii, comparativ cu cei 150 de milioane de bărbați aflați în aceeași situație, se mai spune în raportul Organizației Internaționale a Muncii.